Olga Ursu este viceprimar al municipiului Chișinău cu acte în regulă. Pentru candidatura ei au votat 26 de consilieri municipali. Ursu va fi responsabilă de domeniile financiar și economic, în locul lui Inga Ionesi, care și-a dat demisia. Proaspăt venită în fotoliul de viceprimar, aceasta de asigurări că municipalitatea va încheia acest an fără restanțe. La ziua de astăzi, într-adevăr, nu există nicio plată restantă. Estimare aproximativă până la sfârșit de an încă nu avem, însă bazându-ne pe ceea ce avem la ziua de astăzi, nu ar trebui să existe probleme spre sfârșit de an cu lichiditatea propriu-zisă. Olga Ursu a condus până acum cabinetul primarului și a mai fost șefă la Direcția Finanțe în trecut. Edilul Ion Ceban, care a propus-o în funcția de viceprimar, susține că este o persoană profesionistă. Eu calific ca o persoană foarte profesionistă în domeniul financiar, în domeniul economic. Cred că putem avea încredere că va face față în acest sens. Are studiile necesare, a lucrat în diferite domenii. Primarul Ion Ceban nu i-a putut convinge însă pe toți aleșii locali. Printre consilierii care nu au votat pentru Olga Ursu ar fi fost cei din PL, PAS, Platforma DA și unii aleși independenți. Consilierii l-au întrebat pe Ceban dacă Olga Ursu nu va fi demisă peste câteva luni, așa cum s-a întâmplat cu Victor Chironda. Noi nu avem nimic împotriva lui Olga, ei fată frumoasă, dar ea spune, în ce an amintește, când a venit ea la primărie? 2017, dacă nu greșesc eu. Aha, cine era atunci? Era doamna Radu. Radu, da? Ia că amu, când zicem eu că voi aveți legătură, amu îți confirmă asta. Din punct de vedere politic, este clar, domnul primar să-și asume echipa. Noi am încercat să-i dăm un candidat bun, iar când acesta a fost împotriva hoților, el a fost demis. Echipă? Este vorba de domnul Chironda. Eu vă invit să luați pe domnul Chironda în echipa dumneavoastră la Ministerul Economiei, așa cum dorește dumnealui, în calitate de secretar de stat pe drumuri, și o să vedeți care o să fie rezultatele în jumătate de an. Când a venit la primărie, Ion Ceban și-a numit 4 adjuncți pe diferite domenii de activitate. În vară, Inga Ionesi și-a anunțat plecarea din funcție, iar Victor Chironda a fost demis de CMC. Funcția acestuia este vacantă deocamdată.